Ei, bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! O nouă seară, în întâlnirea noastră, Dicționarul de Idei Ideologii. De data aceasta, pe ultima întâlnire din această seară, data viitoare va fi. În seara aceasta vom discuta despre cine e de stânga și cine de dreapta. Îl avem cu noi, ca de obicei, pe Ciprian Mihali, profesor de filozofie la Universitatea Babeș-Bolyai. Ciprian, ne auzim? Sigur, ne auzim! Bună seara! Invitatul nostru din seara aceasta este Cristian Preda. Cristian, ne auzim? Da, bună seara, mersi pentru invitație. Cristian Preda este educat în România și în Franța, predă științele politice la Universitatea din București, începând din 1992. Este decan al facultății, a fost decan al facultății între 2004 și 2010, ca și din 2019 încoace. Deci în prezent este decan. Consilier câte 2 ani al președințelor Emil Constantinescu și Traian Băsescu, secretar de stat la externe, tot pentru 2 ani, deputat european, vreme de 2 mandate. Cristian Preda a scris despre liberalism, sisteme electorale și istoria politică românească. Deci un om care are un background politic, care pune lucrurile în practică, nu numai un background teoretic. Dar probabil că vom discuta despre lucrurile astea în întâlnirea din seara aceasta. Ciprian, ai vrea tu să ne introduci, ca de obicei, puțin în subiect? De ce discutăm acest subiect și ce teme vrem să atingem? Desigur, o fac cu mare plăcere, dar aș începe spunând mai degrabă de ce discutăm atât de târziu acest subiect, pentru că poate că după prima, a doua emisiune, atunci când am avut o invitată pe Mihaela Miroiu, care ne-a vorbit despre ideologii, ar fi trebuit să discutăm despre stânga și dreapta. Știm cu toții că în lumea modernă, în lumea așa cum o cunoaștem noi, constituită de vreo 200 de ani încoace, cel puțin în regimul parlamentar și democratic european, viața politică a cetății, viața politică a orașelor, a statelor noastre s-a organizat în forma unor simetrii zise de dreapta și de stânga. Sunt convins că un pic mai târziu Cristian Preda va ști să ne spună foarte bine de ce, de unde apare această simetrie stânga și dreapta. Am vorbit în această emisiune foarte mult despre multe dintre ideologiile, despre majoritatea ideologiilor lumii moderne. Am vorbit despre neomarxism, am vorbit despre islamism, despre liberalism, despre libertarianism, populism, globalism, naționalism, conservatorism, extremism, antisemitism și așa mai departe. Foarte multe dintre aceste ideologii care au dat contur lumii așa cum cunoaștem noi astăzi. Dar ați auzit cu siguranță, vorbindu-se în cadrul acestor emisiuni, despre idei de dreapta sau idei de stânga. Am putut să vedem în acest fel de ce neomarxismul este considerat a fi o ideologie de stânga, vreme ce conservatorismul, așa cum superb l-a descris și l-a apărat profesorul Ioan Stanomir, sau cum a făcut-o pentru creștin-democrație Teodor Baconschi, au reușit și ei să ne spună că aceste, să ne convingă de faptul că aceste teorii ar fi mai degrabă de dreapta. Ei bine, suntem organizați așadar în această simetrie a stângii și a dreptei, cu evident cele două polarizări pe care le cunoaștem, pe care le cunoaștem poate chiar mai bine astăzi, extrema stângă și extrema dreaptă, cu un arc care pare uneori să se închidă de partea cealaltă, acolo unde extrema dreaptă se întâlnește cu extrema stângă și dă naștere unor, nu-i așa, Cristi, niște veste galbene, probabil, sau unor mișcări de felul acesta. După cum, între ele vorbim astăzi chiar despre niște ideologii de centru, despre poziționări de centru. Ceea ce este însă sigur în tot acest spectru politic este faptul că, politic și ideologic, este faptul că după 200 de ani, poate, de când lucrăm cu aceste distinții, chiar mai mult, e limpede că ele nu mai corespund astăzi acestei distribuții inițiale. Este limpede astăzi că se nasc forme și teorii politice noi, ideologii noi, care se revendică sau care exclud tocmai această distribuire la stânga sau la dreapta și, neavând de ales decât limbajul politic pe care noi îl cunoaștem, se situează oarecum la centru.
De asemenea, tot spectrul politic este tulburat și cred că suntem astăzi într-o situație în care se reconfigurează masiv nu doar aceste repartiții la stânga și la dreapta, ci întreg limbajul politic. Cred că aici Cristian Preda va ști mult mai bine să ne spună de unde s-a născut stânga, de unde s-au născut stânga și dreapta. Da? De ce vorbim despre stânga, de ce vorbim despre dreapta, de ce această orientare spațială, sigur, ea trimite la constituirea unor adunări naționale în zorii lumii moderne, cum s-a perpetuat această simetrie, această oglindire, această opoziție și în ce fel lumea de astăzi, lumea modernă, lumea din jurul nostru, dar și lumea românească, mai ține cont, măcar la nivel inerțial, sau dacă această inerție este una pertinentă, despre împărțirea în stânga și dreapta. Mă bucur mult să-l avem aici pe noi, pe Cristian Preda. Cristian Preda face parte din generația noastră, este cel care s-a școlit odată cu noi, odată cu mine în lumea franceză. El a făcut-o la Paris, eu am făcut-o la Strasbourg, el a făcut-o pe științe politice, eu pe filozofie. Împărtășim aceleași sensibilități francofone și aceeași pasiune pentru foarte multe dintre lucrurile politice care s-au întâmplat în Europa în ultimii ani. Este și el un european convins și este cineva care a reușit într-un mod excepțional să îmbine teoria politică și practica politică. Așa că în seara asta cred că nu e nimeni mai potrivit în România să ne vorbească despre dreapta și despre stânga și din perspectiva profesorului care de 25, aproape 30 de ani le spune studenților ce este stânga și ce este dreapta, dar și din perspectiva omului politic, a consilierului mai întâi, apoi a omului politic, a europarlamentarului, care s-a situat și el într-una din părțile, nu-i așa, ovalului de la Parlamentul European. Cristi, mă bucur mult încă o dată că ai reușit să fii cu noi în seara asta. Te las pe tine, ai mult mai multe lucruri să ne spui decât am putea o face noi aici. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt flatat de ce am auzit despre mine și asta mă timorează deja, cum mă timorează și cele câteva întrebări care au venit deja înainte ca eu să spun vreun cuvânt. Și acum venea în minte o idee puțin năstrușnică să nu mai vorbesc despre stânga și dreapta, ci despre cu totul altceva, pentru că întrebările care au sosit par să conțină deja multe răspunsuri. E un tic românesc ăsta. Bun, în fine, voi vorbi despre stânga și dreapta într-un context precizat temporal. Vorbesc despre anii 90 și anii 2000, nu vorbesc despre ce a fost de la Revoluția franceză încoace, ci despre ultimii 30 de ani și vorbesc despre contextul românesc. Din nou, nu o să mă auziți explicând ce e stânga în Olanda și ce e dreapta în Norvegia. Voi pe parcurs sunt convins că vom ajunge și la comparații, dar subiectul pe care vreau să-l tratez este constituirea stângii și a dreptei în România. O fac pornind de la reflecții pe care le-am articulat în ultimii 20 de ani, cam de 20 de ani mă ocup de partide. Înainte m-am ocupat de cu totul altceva, atunci când am plecat împreună în Franța, Ciprian, eu mă ocupam de Nicolaus Cuzanus și masterul meu, diploma mea de studii aprofundate este în istoria filozofiei medievale. Am virat-o spre științe politice din motive secrete pe care sunt convins că toți conspiraționiștii care ne ajută le bănuiesc. Am vorbit însă mai curând despre, mai devreme, mai încoace, mai în vremurile noastre despre stânga și dreapta în această carte, care îi voi face o publicitate nerușinată, se cheamă De ce ațipesc parlamentarii și alte întrebări pestrițe despre politica românească, a ieșit la Humanitas anul trecut. E un text scris pornind de la
un număr de 19 întrebări care îi preocupă pe mai toți cetățenii. Una dintre ele este asta, cine e de stânga, cine e de dreapta. Altele sunt de ce avem atâtea partide, de câți ani e nevoie pentru o democrație, e România stat de drept, există vreun secret al reușitei în alegeri, cum ajungi la Cotroceni, pentru cine vizează fotoliul lui Iohannis, aveți rețeta pregătită. Într-un registru mai serios, am să fac o observație generală, care e punctul de plecare al discuției noastre, despre constituirea stângii și a dreptei. Și voi spune că în ultimii 30 de ani în România, stânga și dreapta s-au constituit de la resurse extrem de puțin numeroase. Sunt de fapt două mari resurse care au fost implicate în construcția stângii și a dreptei. Prima dintre aceste resurse este reprezentată de Revoluție și de reacțiile la Revoluția din 1989 și cea de-a doua resursă implicată în articularea stângii și respectiv a dreptei este legată de parcursul nostru european și de afilierea europeană care a urmat unei dorințe de afiliere în rețele internaționale de partide. Vorbesc aici dintr-o perspectivă, cum veți vedea imediat, a partidelor politice. Nu voi analiza cine e de stânga la UBB și cine e de dreapta la UB, la mine în universitate, nici cine e mai la stânga în cutare partid și mai la dreapta într-un alt partid. Voi vorbi despre ansamblu și despre problema constituirii stângii și dreptei și m-ați convins că, pornind de la întrebări, vom nuanța și vom ajunge la lucruri ceva mai precise decât introducerea mea. Spuneam că prima resursă implicată în articularea stângii și a dreptei e Revoluția. E firesc să fie așa, pentru că în 1989 s-a produs o ruptură importantă în istoria noastră politică. Am trecut de la un sistem cu un partid, un sistem care a fost acceptat în România și controlat vreme de mai mult de 4 decenii, cam din 1947 până în 1989, la un sistem cu mai multe partide. Și era firesc, era natural, era organic, într-o logică a constituirii, a nașterii spontane, dacă vreți, să se întâmple ceva, să se creeze formațiuni politice și ele să capete un contur. Au fost foarte multe formațiuni politice constituite din 90 încoace. Eu le-am numărat și găsiți inclusiv în volumul ăsta cifre precise despre câte partide s-au constituit. Sunt peste 400 care s-au constituit până în 2015. Acum, de când s-a schimbat legea, sunt vreo 200 active în acest moment. Dintre astea sunt foarte puține care au avut un succes relativ însemnat. Adică partide care au reușit să tragă pragul parlamentar, pragul parlamentului, să tragă pragul electoral. Și dacă luăm în seamă ceea ce știința politică afirmă a fi un test elementar pentru soliditatea partidelor, și anume capacitatea de a trece de cel puțin 3 ori parlamentul, vom vedea că din 90 încoace au fost doar 10 partide care au reușit să facă acest lucru. Deci avem sute de partide, nu? Peste 200 care au depus liste, de fapt, și dintre acestea doar 10 care au reușit să treacă de 3 ori pragul electoral. Din astea 10 mai sunt active 3. Cristian, eram curios. Se întâmplă și la alte țări din Europa de Est chestia asta, care au trecut și ele prin Revoluție și au avut în esență aceeași problemă? În mai toate țările foste comuniste a existat o abundență și era firesc, repet, după ani în care monopolul fenomenului politic a fost foarte strict. Oamenii și-au dorit asocierea, era firesc și asta s-a întâmplat în moduri extrem de interesante și în Polonia, și în Cehia, și în Ungaria, și în Bulgaria, și în Albania. Acum, în funcție de reglementările electorale, de permisivitate, au existat epoși de mare abundență, inclusiv la noi. Cum spuneam, în primii ani 90 au fost cam 300 de partide care au apărut până în 1993. Pe urmă a urmat o epocă în care era mai greu să formezi un partid politic. În anii 90 se cerea drept condiție minimală existența 250 de oameni. Începând din 2000
au fost 25.000 de oameni necesari pentru a face un partid și evident că era mai greu. Din 2016 încoace, de când sunt trei, iată, noi trei aici am putea să croim deja unul. Și dintre ascultătorii care sunt cu noi acum, sigur că, mă rog, câte trei așa s-ar putea amenaja multe. Dar revin. Era firesc să se întâmple fenomenul ăsta de creare a partidelor și era firesc ca ele să se plaseze și toate cele 400 au ajuns undeva într-un loc al spectrului politic. Au existat și excepții și putem discuta despre ele, nu? De pildă organizații care erau create atunci în anii 90 și care spuneau noi ne-am organizat, dar nu vrem puterea. Ceea ce e contradictoriu. Un partid e construit ca să ia puterea. Un partid e o organizație care își dorește ca într-o zi să ajungă să decidă în numele tuturor. Și dacă se poate să o facă pe un termen cât mai lung. Nimeni nu dorește să ia puterea și să stea două zile. Și așa mai departe. Bun. Cum s-au constituit partidele? Păi, primul element care a contat este interpretarea data Revoluției. Și am avut în 1990, chiar în 89 la sfârșitul anului, o tabără care a spus că este emanația Revoluției și care s-a constituit sub numele Frontul Salvării Naționale, și o altă tabără care a fost descrisă de către adversarii politici de tabăra partidelor istorice. Atenție, era chiar numele dat acelorași partide în epoca din 45-47, când aceste partide au fost sub asaltul comuniștilor și au fost până la urmă eliminate de pe scena politică. Denumirea a revenit la începutul anilor 90 pentru a caracteriza trei partide care existaseră în perioada de la sfârșitul secolului 19 până la al doilea război mondial, Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc, care și-a adăugat vocabula creștini democrat, expresia creștini democrat, și Partidul Social Democrat din România. Aceste partide au fost denumite istorice cu justificarea puțin diferită față de anii 46-47 din perspectiva adversarilor. Atunci le spuneam istorice pentru că vreau să le considere depășite. Istoric era un echivalent pentru partide vetuste, depășite, care trebuie evacuate și la limită trimise în închisoare, ceea ce s-a și întâmplat, comuniștii asta au făcut. Acum se spunea că sunt istorice pentru că își revendică un trecut semnificativ. Și e adevărat că Partidul Național Liberal, Partidul Național Țărănesc, Creștinii Democrați, Partidul Social Democrat au spus avem o istorie în spate și ea e cea care ne legitimează. Și asta e foarte interesant pentru că la începutul politicii românești democratice am avut o tabără care se revendica de la Revoluție și s-a proiectat ca emanația Revoluției și o alta care s-a legitimat prin istorie, spunând avem o tradiție, avem o experiență, știm ce înseamnă democrația, ăștia suntem. Și asta a fost prima mare confruntare. Acum, sigur, veți spune, totul e contestabil și revendicarea de istorie și revendicarea de Revoluție. Și avem, evident, numeroase fapte care ne arată că în stradă a fost Corneliu Coposu. Ion Iliescu a fost la CC. Cu toate astea, Ion Iliescu a fost cel care și-a asumat statutul de emanat a Revoluției. Și partidul pe care l-a condus a avut succes descrindu-se ca emanația Revoluției. Ei bine, asta a fost prima constituire a taberelor și în mod natural aceste două tabere, cea a revoluționarilor și respectiv cea a istoricilor, folosesc etichetele pentru a face mai clar tabloul, aceste tabere s-au situat în mod natural una la stânga și una la dreapta. La stânga s-a situat tabăra Frontului Salvării Naționale prin poziționări ideologice. Iliescu a vorbit despre socialism, despre idealurile socialismului. În plus, el și alături de el mai mulți lideri importanți în acei primi ani, Silviu Brucan, Alexandru Bârlădeanu, Dan Marțian, erau lideri comuniști care avuseseră poziții importante și o identitate clar comunistă care s-a redefinit la stânga. Niciunul dintre acești actori politici n-a spus vreodată că n-ar fi de stânga. Și tabăra revoluționară a ocupat poziția stângă în spectru politic. Comuniștii au devenit revoluționari și și-au luat eticheta stângii. Cealaltă tabără, în mod natural, s-a situat la dreapta, în reacție. Nu te situezi niciodată pe un loc care e deja ocupat.
Asta e puțin paradoxal, inclusiv sau în primul rând din perspectivă istorică, pentru că toate aceste partide istorice aveau în trecutul lor o identitate de stânga. Liberalii au fost la stânga atunci când, împreună cu conservatorii, alcătuiau spectrul politic românesc, de la sfârșitul secolului XIX până la sfârșitul primului război mondial. Nu? Liberalilor li se spunea roșii, în timp ce conservatorii erau albi și ei erau tratați drept stângiști, progresiști, cum s-ar zice astăzi. Nu? La fel, Partidul Național Țărănesc, între cele două războaie, era un partid de stânga, nu era un partid de dreapta. Partidul Social Democrat din România, reprezentat de la 1893 până târziu, după al doilea război mondial, stânga. Ei bine, în ciuda acestei istorii și cu toate că aceste partide se revendicau de la un trecut istoric considerat plin de sens, de realizări, ele s-au situat la dreapta. Și ăsta este primul element pe care nu-l putem neglija, știu că el este contestat din foarte multe motive, dar realitatea politică este asta. Am avut o tabără a emanaților revoluției, a celor care se revendicau la revoluție, care s-au stat la stânga, și alții care, adversarii lor, revendicându-se de la trecutul democratic al României, s-au plasat la dreapta. Această confruntare a fost definită în foarte multe feluri. Cea care a avut cel mai mult succes este opoziția între tabăra neocomunistă a stângii reprezentate de FSN și respectiv tabăra anticomunistă a acestei drepte post-89 alcătuită din partidele istorice, partidele cu trecutul democratic. Cristian, pentru că mi-aduc aminte de momentele alea, eram student în București și am participat și eu la piața universității și toate întâmplările. Cred că este și un aspect psihologic și să mă corectez sau să adaugi dacă vrei. Eu percepeam atunci pe cum cei care îi numești de dreapta, da, pe Corneliu Coposu și așa mai departe, îi percepeam ca adevărata schimbare. Adică o schimbare, și de obicei dreapta percep eu ca ceva ce vrea să schimbe, nu vrea să stea în loc. Așa era în mintea mea psihologică. Bun, interpretarea dată fiecăreia dintre aceste tabere nu e unitară. În fine, poți să votezi cu un partid și să-l consider, cum spuneai tu, un simbol, o expresie a schimbării, și pentru alții să fie tocmai semnul unei recunoștințe față de trecut, într-o mentalitate mai conservatoare. Putem pune, altfel spus, în partide multe lucruri. Ceea ce le deosebea în 1989 și în 1990, în primii ani 90, era, în opinia mea, o interpretare diferită a schimbării. Schimbarea este un termen cheie în vocabularul politic și în imaginarul politic. Acum, tabăra pe care o reprezintă FSN-ul, plasată la stânga din motive pe care le-am enumerat, dorea o schimbare controlată. Revoluție și reformă, asta a fost titlul sub care s-a așezat Iliescu, sub care a trăit până când a pierdut prima competiție prezidențială în 1996. Asta însemna nu bruscăm prea tare schimbările, nu privatizăm. Stăm și măsurăm de 10 ori. Era o glumă, își băteau joc de primul ministru Mazowiecki, primul ministru polonez, care explicase la începutul anilor 90 că pentru privatizări, când a fost întrebat ce trebuie, cât durează, el a spus 30 de secunde, trebuie să ai timp să iei pixul și să semnezi privatizările. Nu? Și el era ridiculizat. Cum poți să fii atât de superficial atunci când judeci economia? De cei din tabăra lui Iliescu și acelor care vroiau o schimbare controlată, să nu bruscăm lucrurile. Într-adevăr, tabăra cealaltă a dreptei anticomuniste, care folosea foarte multe din motivele retorice și din elemente care veneau din suferințele îndurate în timpul comunismului, de liderii acestor partide, de o parte însemnată a populației, din punctul de vedere al schimbării, ei vreau o schimbare mult mai rapidă. Și primele semne de pildă ale interesului pentru schimbare și îndreptarea țării către ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană, au venit din această tabără, nu? Dorința de integrare a venit din această tabără dreaptă, a dreptei politice, în timp ce Iliescu folosea retorica lui Gorbaciov, Casa Comună a Europei, de altfel în mod semnificativ au și semnat el și cu Adrian Năstase un tratat cu URSS chiar înainte să moară, semn al unei perspicacități politice uluitoare.
Dorința de schimbare era mult mai incoerentă, de fapt, în cazul taberei feseniste, care însă a avut puterea. Ăsta e, ca să zic așa, aspectul care a caracterizat, de fapt, primii ani ai României și peisajul politic din România până în 1996. Reamintesc că am fost ultimii care am produs alternanța politică și până în 96 România era deschisă ca o țară care nu-i capabilă să producă alternanță. Bun, repet, această confruntare între o stângă neocomunistă care vroia să nu atât să se întoarcă în trecut, dar să facă o trecere lentă de la comunism spre altceva, un orizont de altfel nedefinit, și respectiv de partea cealaltă o tabără care venea cu o pasiune democratică mai puternică, cu dorința de integrare în Uniunea Europeană și care doreau schimbare economică rapidă, privatizări, piață, vorbea vocabularul liberalismului dominat de o viziune economică și de o viziune politică de tip Margaret Thatcher și Ronald Reagan. Aceștia erau eroi politici ai democratizării în anii 90. Această tabără a trebuit să aștepte 7 ani până să poată demonstra ceva. În acel moment în care s-a produs alternanța, a intrat în joc un al doilea mecanism de definire al partidelor politice. Și el a fost la fel de important ca folosirea revoluției. Am trecut peste multe nuanțe și observații, poate le adăugăm când răspundem la unele întrebări. Al doilea element a fost dorința de integrare în Uniune. În Uniune și din perspectiva politică, în rețelele de partide care erau funcționale în plan internațional în general și în mod particular în context european. Și adevărat că partidele politice din România, după ce s-au așezat la stânga sau la dreapta, folosind elemente de care spuneam, multe dintre cele pe care le-am amintit mai devreme, și-au pus problema cum facem să intrăm în rândul lumii. Și au început un parcurs de validare prin federațiile internaționale de partide, prin așa numite internaționale. Nu? Astăzi toate familiile politice, nu doar cea comunistă ca în secolul XIX, toate familiile politice au câte o internațională. Există o internațională liberală, socialistă, creștin-democrată și așa mai departe. Ei bine, cei care au făcut cel mai rapid pas au fost Partidul Național Țărănesc. Aveau deja contacte cu creștin-democrația. Corneliu Coposu susținea de altfel că afilierea PNCCD ulterior s-a produs chiar în 87, cu 2 ani înainte de căderea regimului Ceaușescu. Pentru celelalte partide a fost foarte greu și e foarte interesant că până în 1999 niciun alt partid n-a mai fost membru cu drepturi depline într-o internațională. În 1999 au intrat în Internaționala Liberală PNL, după ce așteptaseră și, mă rog, au parcurs diverse trepte, observatori, amici și așa mai departe, în Internaționala Socialistă, Partidul Social Democrat din România, partidul condus de Sergiu Cunescu, și de asemenea Partidul Democrat. Partidul Democrat era o aripă din Frontul Salvării Naționale. Ulterior, după 2000, a intrat tot în Internaționala Socialistă Partidul Ion Iliescu, rebotezat după ce s-a numit Frontul Democrației Salvării Naționale, Partidul Democrației Sociale din România, s-a rebotezat Partid Social Democrat după ce a făcut fuziunea cu acest PSDR, partidul tradițional, acest partid istoric condus de Cunescu. Și ulterior, după începutul negocierilor, adică de aderare, adică după 2000, până la intrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie, partidele s-au așezat în familiile politice europene. Și avem o dispunere care este foarte clară, nu are foarte, foarte multe complicații. Partidul Social Democrat s-a așezat în familia socialiștilor și democraților europeni. Partidul Național Liberal s-a așezat în familia liberală, corespunzând internaționalei liberale, familie care în Parlamentul European avea grupul care se chema ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților Europeni. Partidul Democrat, care fusese afiliat la Internaționala Socialistă, a virat
brusc în 2005 și a trecut din familia socialistă în familia populară dintr-un motiv de ordin foarte practic, nu dintr-un considerent ideologic. Ideologia n-a contat absolut deloc. Familia populară era în 2004 și e până astăzi cea mai importantă din Europa. În România, partidul care s-afiliase la această familie, Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, ratase deja în momentul intrării noastre în Uniune de două ori intrarea în Parlament. Și în 2000 și în 2004. Popularii europeni erau în căutare de aliați și nu se puteau mulțumi cu acest partid. E adevărat că se afiliase și Uniunea Democrată a Maghiarilor, dar era un partid mic de 5-6%. Și în 2005 a fost o concurență foarte mare pentru intrarea în familia populară. Mai multe partide din România au cerut afilierea, unele extremiste, precum Partidul România Mare, altele, precum Partidul Umanist Român, condus de un anume Dan Voiculescu, cu o identitate incertă, Partidul Umanist, devenit ulterior Partid Conservator, etc. Cel care a fost acceptat a fost partidul de la guvernare, care avea președinția, avea o poziție importantă și așa intra Partidul Democrat în familia PPE. Ulterior, liberalii în 2014 au plecat din familia liberală și au intrat în PPE pentru că au fuzionat cu fostul Partid Democrat, devenit Partidul Democrat Liberal. Cum spuneam, în familia popularilor europeni este și UDMR-ul. Alte partide ale minorităților, de pildă Partidul Minorității Turce din Bulgaria a preferat familia liberală. La noi, maghiarii, care au o formațiune care adună și sensibilități de stânga social-democrate și sensibilități liberale și de asemenea creștin-democrate, au făcut această opțiune pentru familia populară și sunt de altfel cel mai stabil membru al familiei populare din România. Cristian, că te întreb, da. Odată ce ai aderat la o familie europeană, ai și anumite obligații din partea grupului respectiv? Da, acum familiile politice din Uniunea Europeană, familiile politice europene, care sunt alcătuite în primul rând din partide membre, care vin din statele membre, semnează sigur o declarație de principii. Nu? Fiecare are o carte a principiilor și dacă le citești, evident că vezi diferența între manifestele politice ale socialiștilor democraților și respectiv manifestul PPE. Există numeroase diferențe și de ordin economic și de ordin politic și de ordin etic. Sunt numeroase diferențe. Pe de altă parte, și asta este fascinant, numărul acestor partide care fac parte din familiile europene e semnificativ. Doar în Parlamentul European, care e forum în care aceste familii se manifestă politic, există în jur de 200 de partide politice. Atunci când eu eram membru, erau peste 200 de partide. Majoritatea grupurilor politice aveau membrii din cel puțin jumătate din statele membre. Asta înseamnă resurse politice foarte diverse. Un partid socialist din Bulgaria nu e același lucru cu un partid socialist din Olanda. N-au aceeași cultură politică, n-au aceeași cultură organizațională. Cu toate astea, ceea ce le apropie e mult mai semnificativ decât ceea ce le desparte. Pe de altă parte, există, dincolo de obligația de ordin etic, de a te ralia unor principii în care crezi, mai degrabă de stânga decât de dreapta sau mai degrabă ecologiste decât conservatoare, există datoria pe care o are orice partid atunci când devine partid parlamentar a unei anumite discipline la vot. Sigur, disciplina la vot nu înseamnă ceea ce înseamnă uneori în contextul românesc în care nu se discută nimic. Dimpotrivă, toate familiile politice din contextul european, cele care funcționează în Parlament, au îndelungi dezbateri în chestiuni foarte precise. Toate punctele care se află, care sunt semnificative dintr-un text legislativ, sunt supuse unei discuții.
și sunt supuse de asemenea unei negocieri, iarăși de detaliu, cu adversarii politici, pentru că logica după care funcționează Parlamentul European, logica europeană în general, e o logică a unui consens cât mai amplu. Și asta obligă partidele din diverse colțuri să se comporte de multe ori foarte diferit de felul în care se comportă acasă. De asta e un subiect foarte interesant. Vreau să adaug un lucru referitor la afilierea europeană. Partidele noastre s-au fixat în marile grupări europene, la stânga social-democrată, la dreapta populară, în centru liberal. După ce partidul construit de Tăriceanu pe ruinele PNL și care luase numele ALDE a pierdut afilierea la grupul ALDE din Parlamentul European, alte două partide din România, USR și Plus, au ocupat acel loc și fac parte astăzi și din Federația din Internaționala Liberală și din acest grup Renew Europe. Și, cum știți, chiar liderul grupului politic din Parlamentul European e Dacian Cioloș. Deci, noi am avut, partidele noastre au ocupat aceste poziții în cele mai influente partide europene. Au fost rare afilierile la alte grupuri. Nu? Atunci când PRM, de pildă, era în Parlamentul European, era alături de Iobbik, la extremiștii care nu erau acceptați de nicio familie politică. Nu? Și am avut acest paradox, extremiștii maghiari și extremiștii români în același grup politic, adică al neacceptaților de celor neacceptați de vreo altă familie. Nu? Au mai existat accidente, oameni care au plecat de la stânga socialistă în gruparea conservatoare. Nu? Era un, îmi scapă numele lui acum, era un fost fotbalist care intrase pe listele PSD și care a aterizat la Partidul Conservator, la gruparea conservatoare de Parlamentul European, ICR, Conservatorii și Reformiști Europeni, admirând-o de altfel pe Marine Le Pen, deci era, în fine, nu era foarte legat raționamentul politic. Dar astea au fost accidente. Reprezentarea politică, așa cum a fost văzută de partidele noastre și cum a fost acceptată de familiile politice europene, a fost în aceste trei mari blocuri. Socialdemocrați, populari și între ei liberalii, că s-au numit PNL, într-un moment că se numesc acum USR Plus. N-avem, în schimb, reprezentare în alte grupuri, mai puțin influente, dar foarte bine reprezentate în alte arii politice. N-avem, de pildă, reprezentare în familia ecologistă. Nimeni din România, din 2007 încoace, n-a luat loc acolo. Asta și pentru că în contextul românesc, partidele ecologiste nu mai există, au existat la începutul anilor 90, e un paradox. La conservator nu au mers decât prin accident, vă spuneam, fotbalistul de care pomeneam, îmi pare rău că i-am uitat numele, și a mers acolo și Monica Macovei, fără nicio legătură cu parcursul fotbalistului, dar în ruptură cu unele din pozițiile PPE, cineva foarte bine ca Monica Macovei a intrat la conservatori, dar a fost mai degrabă o afiliere individuală, n-a fost o afiliere durabilă. Vedeți, ăsta e un paradox, pentru că în România de azi se vorbește foarte mult despre conservator, conservatorism, și de fapt dacă ne uităm la realitatea politică, noi n-am avut conservatori în această familie. Acum s-a mutat cum îl cheamă, preotul Terheș, care a fost ales pe listele PSD, s-a mutat în grupul ICR. Dar iarăși e o aventură, de fapt, nu e rezultatul unei agregări a unei sensibilități conservatoare. Asta apropo de disputa conservator-progresiști, sunt convins că vom reveni la asta. E interesant, deci... Scuze-mă că te întrerup, da. Doar scurt să ne spui. Există, da, și un alt loc în care aceste populații de partide funcționează împreună, altul decât Parlamentul European? Păi nu, în Europa, nu, hai să spunem așa, Europa e deja un caz particular, pentru că nicăieri în altă parte a lumii nu există această agregare a unor partide care funcționează într-un cadru național și care trimit aleși într-un cadru european. De altfel, e cea mai interesantă experiență politică pe care o poți imagina. Spuneam mai devreme, Parlamentul European e un loc în care există peste 200 de partide, cei 700, în fine, când eram eu acolo erau 751 de membri, astăzi sunt 705, dacă nu înșel, sau 703, s-a mai diminuat de când cu plecarea britanicilor. Vin din 27 de țări acum și vin din 200 de partide. Dacă vrei, dacă vreți,
ai toate sensibilitățile reprezentate acolo. Cine vrea să înțeleagă de fapt politica europeană ar trebui să vadă ce reprezintă toate aceste bucăți din mozaicul pe care îl oferă Parlamentul. Nu mai există în altă parte un asemenea peisaj și asemenea mecanisme. Nu mai există nicăieri altundeva o asemenea decizie, pentru că din punctul de vedere al deciziei e ceva extrem de interesant. Era să zic challenging, dar vreau să evit părăsirea limbii române. E extrem de interesant să știi că trebuie să construiești o majoritate cu partide care n-au aceeași istorie ca a partidului pe care te-a susținut, în care faci parte, care au urgențe, termene electorale, provocări guvernamentale diferite. Cu toate astea, iată, dacă ne uităm la decizie Parlamentului European, vedem că sunt majorități foarte solide, 3 pătrimi, uneori 4-5-imi. Pentru că atunci când politicienii își pun în minte să construiască un consens, chiar reușesc. Asta e o cultură politică foarte diferită și asta e ultima observație preliminară pe care aș face-o, foarte diferită de cultura noastră politică. La noi stânga și dreapta sunt foarte puternice ca repere, pentru că avem o cultură politică bazată pe polemică, pe adversitate, pe luptă, pe război, pe stigmatizarea adversarului, pe diabolizarea lui și pe refuzul de principiu al oricărui consens. Consens e cel mai mare, cel mai rău stigmat, de fapt. Sigur că există politicieni care folosesc un limbaj suburban, vorbesc foarte urât, dar dincolo de acest nivel precar al exprimării și al educației, adevăratul stigmat este compromisul. Ideea că poți să construiești cu adversari raționali ceva împreună. Nu, ideea e să-i disloci. Și vedem de altfel și în ultimele zile tot felul de istorii care ilustrează asta. Bun, cam asta vreau să spun așa introductiv. Mai am câteva observații interesante despre cine a contestat stânga și dreapta, dar poate că le lăsăm pentru da, întrebări. Pentru că sunt foarte multe întrebări deja, da. O să începem să luăm și câteva întrebări la un moment dat. Dar voiam eu să te întreb din perspectiva filozofului, care sunt mai degrabă decât din altă perspectivă, cum stăm totuși cu coerența ideologică în cadrul acestor partide care s-au identificat prin afilieri? Tu ai vorbit de un proces care, sigur, era necesar și care s-a dus într-un fir normal al politicii europene, acolo unde s-au grupat aceste mari familii și e foarte bine că se întâmplă așa. Dar înăuntrul acestor familii și independent de ele, crezi că există o coerență ideologică sau o coerență de valori, de priorități, de o ierarhie a acțiunii, viziuni diferite care inclusiv în Parlamentul European pot să se confrunte, dar mai mult, sigur, așa cum le vedem noi în lumea noastră. Adică am văzut că până la urmă ai spus, și asta ar fi cumva a doua întrebare, dacă e întrebare, la noi predomină polemica, opoziția, cum să-l distrugem pe celălalt și totuși, dacă ne uităm la istoria ultimilor 30 de ani, nu, mai puțin poate ultimii 2, n-a fost partid care să nu se alieze cu alt partid. Adică au existat alianțe de conjunctură în care până la urmă exigențele ideologice și principiile au fost puse pe masa negocierilor din motive diferite, uneori de dragul guvernării, alteori din alte motive, trădări, conspirații și așa mai departe. Dar asta s-a întâmplat, adică și partidele considerate cele mai de dreapta, sigur nu vorbesc aici despre extremă, dar cele mai de dreapta și cele mai de stânga, până la urmă s-au putut regăsi în combinații politice care să asigure măcar puterea sau actul de guvernare. Da, am să spun ceva care n-o să fie agreat foarte ușor. Adică știu că n-o să fac o majoritate, dar nu mă preocupă majoritatea. Apropo de ideologie și coerență,
Partidele românești, așa cum am încercat să spun, zic acum mai brutal, au folosit extrem de puține resurse pentru a constitui poziționarea lor la stânga și la dreapta. Din diverse motive. Le putem analiza chestiuni de împrejurări istorice, educația liderilor în anii 90, recrutarea în anii 90 și 2000, în fine, putem să analizăm. Resursele pe care s-au bazat sunt astea două. Interpretarea Revoluției în opoziție cu istoria și pe această schemă recuperarea ale unor momente istorice valoroase pentru unii, mai puțin valoroase pentru alții. Și respectiv afilierea internațională. Coerența ideologică nu le-a interesat și este considerată de altfel nesemnificativă. Și am să spun ceva care știu că nu o să le placă nici celor care îmi sunt amici sau care mi-au fost amici de-a lungul vremii și nici celor care mi-au fost în tot timpul adversari. Au existat foarte puțini oameni preocupați de coerență ideologică și care să facă pasul în politică. Ei au fost vituperați, stigmatizați în primul rând de mediile intelectuale. Cei care au criticat intrarea intelectualilor în politică și ne-au deschis de pildă pe mine, pe Doru Baconschi, pe Sebastian Lăzăruiu și așa mai departe. Drept intelectualii lui Băsescu erau intelectuali. Spunând că nu avem ce să căutăm acolo. Refuzul prezenței intelectualilor e brutal. Și vedem de altfel că astăzi suntem într-o situație în care există o prăpastie uriașă între mediile politice, între elitele politice în sensul sociologic al termenului și mediile culturale, intelectuale, universitare și așa mai departe. Nici partidele ca organizații și nici publicul, în primul rând publicul intelectual, n-a vrut intelectual în politică. Și cei care au făcut pasul au încasat-o rău de tot. Vă povestesc anecdote senzaționale despre felul în care eram tratat atunci când eram activ politic în stradă. E dureros, dar extrem de ilustrativ pentru ce se întâmplă. Asta este primul lucru apropo de coerența ideologică. Îi încurajez pe toți cei care doresc să aibă mai multă ideologie în politică să facă pasul. Dar îi previn amical că nu le va fi ușor din niciun punct de vedere, nici în relația cu organizațiile, nici mai ales în relația cu publicul. A doua chestiune, partide care s-au aliat întotdeauna cu celelalte. Da, s-a întâmplat asta pentru că, așa cum spuneam, e inevitabil, numărul partidelor de succes în România a fost extrem de redus. Vă spuneam, au fost peste 400 create, avem și astăzi 200, și din 90 până astăzi, din cele peste 200 care au și ajuns să depună liste, că nici aproape jumate au reușit să facă lucrul ăsta, să depună liste. Restul s-au înființat, dar nu au fost capabile să depună liste de candidați, să selecteze oameni gata să se bată. Da? Din alea 200, 10 au intrat în Parlament. Și din astea 10 avem așa, PRM care nu mai există, PUNR care nu mai există, PNCCD care nu mai există, PSDR care a fost înghițit, cum spuneam mai devreme, PUR, ăsta lui Voiculescu, ulterior Partidul Conservator, care nu mai există, și rămân cele de care vă spuneam, Partidul Național Liberal, mă rog, PD-ul, ulterior PDL, care nu mai există, că a fost înghițit de PNL, și rămân PSD, UDMR și PNL. UDMR-ul e singura formațiune politică din România care a fost în toate parlamentele. E cea mai de succes mașinărie politică. Eu vorbesc acum nu în termen de simpatie sau antipatie, să ne înțelegem, fac o descriere a peisajului politic. Și atunci, dacă ai atât de puține partide care reușesc să aibă o viață lungă, e extrem de greu să-ți imaginezi că poți să ai, ca într-un context precum cel belgian sau cel olandez, coaliții care să dureze, coaliții care să se regăsească peste an bun. În țări precum Belgia sau Olanda avem o segmentare, o fragmentare a spectrului politic cu partide care obțin rare ori peste 20% din voturi și care sunt obligate la compromis, sunt obligate să facă niște coaliții în care ceea ce reprezintă părțile din electorat pe care le reprezintă fiecare în parte sunt angajate, sunt puse într-o schemă de guvernare care ia în seamă
toate interesele și caută un compromis. Această logică ne este străină. Noi am moștenit din secolul al XIX o cultură a opoziției, o cultură a bipolarității și de asta și s-au găsit întotdeauna mijloace pentru a diminua numărul de partide. Să ne aducem aminte, și asta e ultima observație pe care aș vrea să o fac apropo de partide și alianțele lor, noi am avut o epocă de creștere a numărului de partide și de schimbări semnificative în spectrul politic până în 2000. În 2000 peisajul s-a blocat și între 2000 și 2012 n-am mai avut niciun partid nou în Parlament. Dimpotrivă, cele care mai reușeau să intre pierdeau competiția, nu? PNCCD n-a mai intrat în 2000, pe UNR a lui Funar a mai rezistat un tur și a picat de asemenea, Partidul România Mare a murit și el și așa mai departe. Și abia din 2012 încoace au apărut noi partide, unele antisistem, ca Partidul Poporului Dan Diaconescu în 2012, altele făcute în jurul unor personalități, că a fost vorba de fostul președinte Băsescu, Partidul lui fostului premier Tăriceanu sau partidul organizat în jurul Nicușor Dan în 2016. Nu? Și anul ăsta un alt partid nou, la rândul lui antisistem, moștenind și trăsături din PRM sau pe UNR, AUR. Astea sunt partidele noi care au intrat după 2000. Din 2000 încoace nu au mai existat partide noi. Și atunci, spectrul politic fiind foarte restrâns din punctul de vedere al numărului de partide, dacă vrei o majoritate, ești obligat la alianțe. Politica democratică e o politică bazată pe majoritate. Și vedeți câte constrângeri există, nu? Dacă astăzi unul din partide din coaliție pleacă, ajungem iarăși în situația unui guvern minoritar, cum am avut în 2019 și 2020, nu? Cu Orban. Și așa mai departe. Deci, ce vreau să spun este că resursele de care dispune sistemul nostru de partide sunt destul de limitate. Cum spuneam, un interes al partidelor de a mobiliza puține elemente pentru a-și da o definiție la stânga, la dreapta, într-o familie sau alta. Dezinteres total pentru ideologie. Total. Și în același timp această precaritate, ceea ce face, pentru că, vedeți, pentru orice fapt politic există o explicație. Și, de pildă, la noi se vorbește foarte mult despre traseism. Inițial, traseism se numea comportamentul celui care nu suportă să stea în opoziție și se mută de la partidul din opoziție la putere. Încetul cu încetul, traseism n-a mai însemnat asta. A însemnat că un om politic nu rămâne într-un partid cel în care a intrat, pentru tot restul vieții la limită, nu? Bun, dacă luăm în serios această provocare, ar însemna ca din 90 încoace, singurii care ar mai fi trebuit să facă politică ar fi fost udemeriștii, peneliștii și pesediștii, că doar astea trei partide mai există din 90. Nu? La noi s-au schimbat foarte mult partidele și asta i-a și pus într-o mișcare aproape perpetuă pe cei care își doreau să facă o carieră în politică. Sigur că există șocul pe care l-ai din exterior, mai ales că lumea nu știe toate istoriile care țin de trecutul din anii 90, din anii 2000 și îl vezi pe unul care a fost la PNL, a trecut prin PSD, că se întoarce în PNL și așa mai departe. Asta se întâmplă pentru că resursele care sunt mobilizate în sistemul politic sunt resurse puțin numeroase și nu există un acord al liderilor pentru a mobiliza mai mult. Nu? Societatea din când în când trebuie să spune, da, parcă am vrea lucruri noi. Nu? Și s-au întâmplat. Nu? Ce s-a întâmplat cu USR în 2016, cu Plus ulterior, dar și într-o altă formulă, cu AUR. AUR e tot expresia unei dorințe a societății de a arunca în interiorul, de a introduce în interiorul Parlamentului în sistemul politic elemente care fuseseră excluse, nu? Naționalisme, extremisme, tip care se uită urât, sunt prost dispuși mereu, nu? Sau oameni care delirează, nu? Avem discursul delirant pe care îl ținea Vadim Tudor în noi interpretări, inclusiv feminine, că sunt și feminismul a pătruns și în zona delirului naționalist, nu doar în zona respectabilă a ONG-urilor, nu-i așa, Ciprian? Avem toate aceste curente care se regăsesc în formule care, evident, nu sunt pe placul tuturor și sper să nu fie pe placul unei majorități, pentru că unul dintre avantajele sistemului de care vorbim,
cu aceste resurse limitate este că totuși a evacuat extremismul. Și am avut puțin extremism politic din 2000 încoace. Da, da, e o evoluție interesantă. Noi am vorbit aici în emisiune despre extremism într-un sens mai general și cred că se întâlnesc niște elemente spuse atunci cu ceea ce facem acum. Cristi, avem foarte multe întrebări și aș vrea să luăm măcar vreo 10-15. Rugămintea mea, eu să le afișez aici, rugămintea mea ar fi să încerci să răspunzi pe scurt fiecăreia ca să putem face loc cât mai multor întrebări și să răspundem curiozității legitime a multora dintre ascultătorii noștri și urmăritorii noștri. Începem cu Mariana. Dreapta și stânga nu sunt golite de sens azi. Cum discutăm azi despre scena politică mai corect? Dreapta și stânga sunt două cutii goale, spunea Jean-Paul Sartre acum mai bine de 7 decenii. Și doamna Mariana pare să creadă același lucru. Ideologic e complicat, însă din punctul de vedere al înrădăcinării în lumea politică, stânga și dreapta rămân pentru cetățeanul simplu două repere extrem de importante. Suntem legați de stânga și dreapta atunci când gândim politica. N-am găsit alte repere. Nu vorbim, nu folosim sus și jos atunci când vorbim de scena politică. Nu folosim urât și frumos. Nu? Reperele de care ne simțim în mod spontan legați sunt stânga și dreapta și asta nu dispare, indiferent dacă liderii politici sunt atenți la lucrul ăsta, dacă vor să dea contur. Pe de altă parte, dați-mi voie să remarc ceva. Opoziția stânga și dreapta e atât de disprețuită de liderii politici încât foarte puțin din cei care au făcut politică în România au îndrăznit să spună că sunt de stânga sau de dreapta. Dacă vă uitați și în declarațiile partidelor și în poziționările liderilor, mult mai frecvent apare, semnificativ mai frecvent apare poziționarea centru-stânga sau centru-dreapta. Acum, de ce? De ce? E temerea de a spune, sunt cumva. Sunt de stânga sau sunt de dreapta? Și a fi de stânga înseamnă așa asta, da? Mai e însă ceva, e dorința de a nu avea un centru explicit. Un centru explicit, într-un spectru politic, asta apropo și de întrebarea aia pe care o pune cineva cu de ce în America funcționează două partide. În America funcționează două partide din multe motive și, între altele, pentru că partidele sunt organizate la nivelul statelor și asta, punând cap la cap toate statele, îți dă o diversitate foarte mare. Partidul Democrat și Partidul Republican sunt partide, sunt rețele care au înglobează o mare diversitate. Sigur că există o mare diferență între Republicani și Democrați ca ansamblu, dar ei nu mai au loc pentru a treia reuniune a diversităților pe care le adun punând cap la cap interesele politice, coalițiile din fiecare stat în parte. Politica americană e o politică locală și care se regăsește într-adevăr la nivel național când e vorba de prezidențiale, când e vorba de renoirea ale Congresului importante. Dar în România centrul e detestat. Nimeni nu vrea să fie la centru. Dar nimeni nu vrea de asemenea nici să fie la dreapta sau la stânga. Păi, adică... Da, problema este dacă... Da, problema e ce e mai puternic. Refuzul de a te asuma la stânga sau la dreapta sau disprețul față de un centru, față de un al treilea pol. Și asta îmi permite să aduc în discuție caracterul total irațional al opoziției pe care o avem cultivată în ultimii ani cu mare pasiune, opoziția între progresiști și conservatori. Ca și când în România n-am avea decât două răspunsuri la orice întrebare. Un răspuns conservator și un răspuns progresist. E total fals. Nu există vreo problemă unde să ai doar două răspunsuri. Asta face foarte bine. Mulțumesc că o spui, pentru că am fost bântuiți de-a lungul acestei emisiuni de această opoziție, ca de multe alte opoziții și de altfel toată seria noastră de emisiuni a pornit sub această interogație. De aceea am spus, trebuia să începem cu stânga și dreapta. Sigur, facem bine că o închidem în felul acesta. Cred și eu, ca și tine, că
a împărți lumea sau a împărți pe toată lumea în două categorii nu dă un răspuns, dar dă niște indicații pentru un fel de a gândi foarte periculos, care e foarte sărăcăcios și foarte violent. Sper că e o violență acolo, de fiecare dată, orice valoare îi recunoaște celuilalt sau ție, de fiecare dată reducționismul acesta este unul suspect și periculos, după părerea mea. Da, eu cred că există întotdeauna și au existat și în trecutul nostru recent mai mult de două poziții. Am avut întotdeauna un centru, fie el și implicit, definit implicit ca un partid între două mari blocuri, între blocul stângii lui Iliescu și blocul anticomunist sau între PNL și Partidul Democrat sau între... Dar întotdeauna a existat cel puțin un al treilea partid, cel puțin unul. În multe cazuri am avut semnificativ mai mult de două, nu? Gândiți-vă, Convenția Democratică era o alianță cu 18 partide. E multă stigmatizată, mult arătată cu degetul Convenția Democratică și coaliția din anii 96 și 2000. Dar acea coaliție formată din CDR cu 18 partide, din Uniunea Social-Democrată, care cuprindea Partidul Social-Democrat și Partidul Democrat din UDMR, e coaliția care a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană și a făcut pasul determinant pentru intrarea în NATO. Cu toate astea, vedeți, atunci când se discută, inclusiv astăzi, la oameni care vor... reforme, vor apropiere de Europa, mulți discută cu dispreț despre acel trecut. Și da, consider că a fost un eșec. Asta pentru că, în fine, judecă, după părerea mea, cu o măsură strâmbă. Da. Spune Adrian că trebuie să discutăm despre stânga și dreapta pe cel puțin două paliere, unul cultural și unul economic. Și politic. Da, și sigur. Da, clar, economic e evident că dreapta e în general atașată în mai mare măsură libertății economice decât stânga. Stânga dorește mai degrabă o redistribuire și un dacă se poate, o reglementare a piețelor. La fel cultural există diferențe semnificative. Nu, de pildă, în foarte multe partide europene, nu, diversitatea e mai degrabă iubită la stânga, în timp ce religia e mai degrabă iubită la dreapta. La noi, religia nu discriminează atât de mult, nu? Pentru că avem un partid social-democrat care e foarte aproape de biserică, de ritual, de mobilizarea prin intermediul crocii, cum avem și în Partidul Național Liberal o rețele semnificative importante, influente, care sunt legate și de Biserica Ortodoxă și de alte biserici protestante, neoprotestante, și așa mai departe. Nu? Ce vreau să spun prin asta e și că factori de acest fel pot să funcționeze diferit în contexte chiar europene. Nu? Laicitatea e o valoare a stângii socialiste, nu și în România. Laicitatea nu e un discurs al stângii reprezentate de principalul partid de stânga. Există sigur un discurs despre laicitate în afara spectrului politic, nu? Media academice sau ONG și așa mai departe. La fel politic, libertatea presei, de pildă, este mai degrabă îmbrățișată de partidele de stânga. În România e pe dos. Nu? Când stânga e la putere, încearcă să controleze presa, să o cumpere, să... subordoneze și așa mai departe. Anticorupția, la fel, e mai degrabă în stânga, în Europa, la stânga și la extrema stângă, în timp ce în România ea a fost plasată mai degrabă la partide de dreapta. Asta e, de altfel, după părerea mea, una din explicațiile pentru care nu există o stângă radicală constituită politic. Pentru că la noi anticorupția nu este conotată la stânga, e considerată o mișcare a dreptei. Da, foarte, foarte interesant. Mai ales în felul în care s-a poziționat cu Alianța USR Plus în ultimii 2 ani și nevoia de clarificare ideologică și din partea lor. Dar o întrebare pentru tine, scurtă, da sau nu.
Omul politic, Cristian Preda, se consideră de dreapta? Eu am fost membru al Partidului Popular European, care este o alianță de dreapta. Da. A nu se confunda cu o alianță conservatoare, cu un partid conservator. Eram de altfel în interiorul Partidului Popular European, în tabăra mai degrabă liberală, pentru că în interiorul Partidului Popular European există și o tabără conservatoare legată de creștin-democrația din unele statele membre, o tabără cea a republicanilor francezi din tradiția golistă, de care mă simt foarte apropiat. Însă are puțină relevanță această chestiune, pentru că nu sunt un om politic, nu mai sunt. Am fost un politic cât am avut o afiliere. Asta e și șansa noastră, numai așa am putut să te invităm. Dacă un politician dintr-un partid de stânga susține o măsură economică liberală, cum mai poate fi încadrat din punct de vedere ideologic? Păi, ca liberal, dacă o măsură economică liberală, e liberal, nu? Ați răspuns singur, nu? Adică, bun. Da, trecem și prin asta, că e din fan club. Grup, așa. Mai este suficient de tot de la Mariana să ne poziționăm la dreapta o stânga pe scena politică contemporană pentru a avea succes? Eu cred că azi ar avea succes cineva care s-ar plasa la centru, la noi, în România. Dar, în fine. Curajul de a fi de centru e ceva, nu? Păi, da, dar uitați, vedeți că ăsta e paradoxul. La noi există în acest moment o identificare destul de clară a PSD-ului la stânga și a PNL-ului la dreapta. Da. Și pe măsură probabil ce au dispărut partidele mai mici, îmi imaginez că această polarizare a devenit și mai puternică, sau polarizare, măcar această configurare sau această percepție publică. Nu, dar vreau să spun ceva mai simplu. USR e ultimul care s-a poziționat. UDMR-ul era acolo, e un partid situat în familia PP, undeva între un fel de satelit al PNL-ului într-un context mai larg, deși n-au guvernat tot timpul doar cu PNL, au guvernat și cu socialiștii. Dar USR Plus, care a fost ultimul care s-a poziționat, n-a vrut să se definească la centru, ci a zis la centru-dreapta. De ce? Pentru că vrea să ia locul PNL-ului. Asta e de fapt tentația, nu e un plan, adică să nu credeți că dezvălui mari manevre, nu sunt implicat în asta. Dar atunci când ai un partid care e la dreapta și care spune că e de centru dreapta și un alt partid care e la stânga și spune că e de centru stânga, asta era peisajul, tu poți fie să spui, ok, eu sunt la centru. Nu sunt nici la centru stânga, nici la centru dreapta. Sunt la centru dreapta, ceea ce pentru liberali a însemnat vor să ne ia locul. Ce ne dorim? Nu? În fine, nu sunt lucruri foarte subtile, repet, eu vorbesc despre câteva lucruri destul de elementare, aș spune, dar care sunt, în fine, sunt tratate ca neimportante, în fine, bun. Un moment de istorie din partea lui Alin, care și-a schimbat și poza între timp, îl salutăm pe Alin Ilieș. Nu credeți că stânga și dreapta au apărut înainte de Marx sau Revoluția franceză, prin existența unor facțiuni conservatoare și populiste, Republica Romană și în Atena Antică? Bun, acum stânga și dreapta și poziționarea la stânga și la dreapta ține de epoca modernă, de originea istorică e bine documentată. Există un remarcabil articol al lui Marcel Gauchet, care face o istorie foarte frumoasă a stângii și a dreptei. E un accident, nu? În timpul Revoluției până la îndepărtarea monarhiei, una din temele discutate în adunare era dacă regele trebuie sau nu să beneficieze de un drept de veto. Și cei care au spus că regele trebuie să beneficieze de un drept de veto erau în acel moment plasați în dreapta președintelui adunării, și cei care vreau să ia regelui dreptul de veto erau în stânga. Asta e originea, stânga și dreapta. Acum, dacă vom căuta la Aristotel stânga și dreapta, nu vom găsi. Pentru stânga și dreapta contau altfel și din punct de vedere fizic și metafizic. Nu e locul aici să facem Absolut. Un
de idei, dar politic stânga și dreapta sunt relevante în epoca modernă și eu sunt un adversar înverșunat al unor tentative de a găsi rădăcini cu multe secole înainte ca lucrurile să fie întâmplate. De pildă, statul este de asemenea o construcție modernă. Cine caută statul la greci nu-l va găsi. Statul e ceva inventat foarte recent, de câteva sute de ani. Regimul politic, în schimb, e ceva, într-adevăr, pe care îl găsim la greci. Dar regimul și statul sunt două lucruri diferite. Cine vrea, pot să fac publicitate deșanțată pentru Facultatea de Științe Politice, unde vorbim despre toate aceste lucruri, și în română, și în franceză, și în engleză? Da, sigur, pot să faci, mai ales că și eu pot să spun la fel, că și noi la filozofie la Cluj le discutăm. Deci, cine e mai aproape de București? Dar, Cristian, chiar este de fapt o idee bună, sincer să fiu, pentru că vă căutați studenți pentru anul viitor din toamnă. Absolut. Adică poți să spui acum, uite, studenți, venim, avem cursurile astea, dacă sunteți interesați, da. E binevenit. Bineînțeles. Da, noi căutăm de prin februarie, am lansat preadmiterea și, serios vorbind, avem predare în integral în engleză, poți să faci științe politice integral în engleză, la fel relații internaționale, studii europene, integral în engleză. Avem științe politice în franceză, integral, și de asemenea științe politice în română. Suntem o facultate care folosește această bogăție a Uniunii pe care reprezintă plurilingvismul sau multilingvismul și chiar o aplicăm. Și la doctorat și la masterat, adică se pot face teze de doctorat și suntem foarte severi. Nu se plagiază la noi. Deci aviz, asta nu veniți dacă vreți să plagiați, că vă prindem și vă exmatriculăm. E bine de știut asta și asta e bine să se contamineze pe cât mai mulți și în cât mai multe universități. Păi da, chiar e important asta, pentru că văd că mulți vorbesc despre plagiat, dar puțin taie capete. Noi tăiem, simbolic, ne aplicăm această ghilotină de mulți ani. Da, știu că e o rigoare la voi. Și din fericire există locuri de bune practici. Dar după acest moment publicitar să revenim la emisiunea noastră. Unde situăm partidele care adoptă poziții cultural progresiste, dar și poziții economic liberale, neoliberale? Bun, acum să ne înțelegem. În primul rând, orice persoană are dreptul la incoerență. Nu există decât în regimuri totalitare o cenzură a incoerenței. Oricine. Și dacă persoanele au dreptul asta și partidele au dreptul asta. Bun, unora le face bine, altora le face foarte rău. Da. Dacă ai un public mai educat și mai atent la detalii, un partid care o ia razna, merge și hăi și cea și cu stânga și cu dreapta și așa, s-ar putea să o încasezi. Dacă un partid care beneficiază de un public mai îngăduitor și iubește orice improvizație de moment, s-ar putea ca partidul respectiv să o ducă bine mersi. Acum, ce vreau să mai adaug este că ar fi foarte bine ca temele astea despre care vorbim mai degrabă în afara spațiului partizan, în afara parlamentului, mai degrabă în societate decât în parlament, să fie discutate de către politicieni. Ar fi foarte bine dacă politicieni ar spune: sunt progresist pentru că 1, 2, 3, 4, 5. Sau sunt conservator pentru că 4, 7, 9, 12. Sau sunt liberal pentru că vreau ca de mâine să nu mergem decât pe bicicletă. Nu? Și lumea ar căpăta un sens de liberalism. Ce vreau să spun este că foarte rar avem o asumare a unor poziții care înseamnă decizii, care înseamnă proiecte politice sub o etichetă. Nu? Și de cele mai multe ori întâlnim această situație foarte stranie în care în timpul campaniei nu se discută despre detaliile politice, se face rapid un program de guvernare după ce se termină campania, nimeni nu negociază înainte, ci doar după, și pe urmă când se trece la decizii politice, indiferent de majoritate, publicul coerent și frustrat că n-a asistat la dezbateri începe și face astfel de obiecții.
Asta e paradoxul, că avem mai mult spectatori coerenți din punct de vedere ideologic decât politicieni și atunci ajungem într-un asemenea impas. Și ne trezim că o persoană la care avem așteptări sau legat de care avem așteptări de stânga se poartă ca o persoană pe care noi o identificăm la dreapta. Și asta vedeți că obligă de fapt, deci comportamentul politicienilor îl obligă de fapt și pe alegător să fie, instabil. Instabil, exact. Exact, da, exact. Și mai e ceva, pentru că politicienii nu spun în campanie sau în congresele lor, uite, Câțu și Orban să vină acum să ne spună, domnule, sunt liberal, să zică domnul Câțu, sunt liberal pentru că vreau să privatizez poșta, să împușc toți iepurii, să fac trenuri supraterane și să canalizez orăștie. Și să vină Orban să spună, nu, eu sunt liberal pentru că nu voi mai permite decât mersul cu metrou, spălarea străzilor cu detergent și cum se cheamă, oprirea precipitațiilor. Și publicul liberal va ști, domnule, uite ce înseamnă liberal. Și eu aleg pe Câțu pentru că sunt pentru metrou, nu sunt pentru ce vrea Orban, da? Noi nu avem, simplific acum și caricaturizez, dar pentru a spune că, din păcate, nu avem acest tip de culoar în care spui, uite, vreau să ating aceste 7 obiective și ar fi și mai bine dacă, definind obiective, aia spune măsurile, mijloacele pe care vreau să le folosesc sunt astea, vă taxez. Domnul Mihali, vreau să aveți o universitate care să aibă de 10 ori bugetul de acum. Și ăsta e planul meu. Și Mihali, tu mă votezi pe mine, dar să știi că eu te taxez de 7 ori mai tare decât acum. Vei avea de 10 ori bugetul, dar vei plăti de 7 ori mai multe taxe. Asta ar fi un pariu cinstit ce ar permite și alegătorului da, să da, mă, Preda, te votez pe tine, pentru că uite, ai spus că vrei să-l taxezi pe Mihali și l-așteptam de mult chestia asta să-l mai rău. Numesc acum și Înțeleg. Da, dacă, pentru că altfel ce avem? Avem niște discurs, domne, vrem să fie bine. E dorința sincer. Poporul simt, vrea să mă urmeze pentru că eu vreau binele. Da? Și atunci ce face săracul cetățean? Dacă vrea într-adevăr să voteze rațional, stă și caută. Domnule, bun ăsta care îmi promite binele, ce a făcut? A, păi a furat 3 milioane. Păi nu-l votez. Ăsta zice, eu sunt patriot. Eu patriotismul, eu nu pot să nu zic patriot. Da? Și mă uit, ce a făcut? Păi a plagiat și a furat până și diploma. Nu? Eu, de ce spun asta? Eu, alegător, trebuie să stau să fac analiza acestor inși care nu-mi spun de ce sunt patrioți, de ce vor votul meu, de ce, dacă mă taxează sau nu, dacă îmi trec sau nu domiciliu pe cartea de identitate, dacă îmi iau bicicleta sau îmi pun cum se cheamă, coșuri de gunoi pe stradă. Nu aflăm aceste lucruri, nu? Și trebuie să sondăm. Și atunci unii dintre cetățeni se plictisesc și nu mai vin la vot, zic, ia mai lăsați-mă, duceți-vă voi, care îți vrea, nu știu ce. Alții se uită prea atent și sunt decepționați de fiecare dată și atunci sunt obligați, au votat cu CDR-ul, pe urmă au votat cu Băsescu, acum dacă au fost băsiși sunt pe liste negre, încearcă și voteze cu unii mai răsăriți acum, nu-i bine nici cu ăia. Asta e istoria noastră, unor repoziționări și a unor volatilități care sunt rodul unor accidente și a unor neseriozități de parcurs. Bun, acum vedește. Avem 2-3 întrebări foarte simple. La asta, de fapt, ai răspuns. Dacă se respectă ideologia, evident că nu. Am răspuns eu pe scurt și, de fapt, a făcut-o Cristian Preda mult mai pendelete. Ne întreabă și Ovidiu Tiberiu Andreica, doar fiindcă au intrat în aceste familii europene, putem spune că ideologiile lor sunt conforme cu acele familii sau cu ideologia acelor familii? Răspunsul cred că e ușor de anticipat. Da, acum eu am sugerat-o și mai devreme. Ar fi interesant de urmărit comportamentul deputaților europeni, pentru că ei sunt cei care participă de fapt la aceste familii, în contextul familiilor lor. Și să știți că în Parlament, de pildă, există documente de poziție. Sunt texte foarte interesante, care sunt negociate tocmai de oameni care vin din partide numeroase, nu în PPE, erau peste 50 de partide și se discuta poziția în legătură cu avortul, chestiunea libertății presei, corupția, IMM-uri, poluanții chimici,
spațiu, politica arctică, toate subiectele politice imaginabile, nu? Și fiecare se ducea și contribuia cu ce știa, cu poziția lui. Și la fel se întâmplă și la liberal, mă rog, Renew Europe se cheamă acum, de când e Cioloș și au trecut la Renew Europe, la socialiști, la ecologiști, și unii dintre politicienii români au făcut acest exercițiu. Din păcate, prea puțin a fost folosită această experiență în context românesc. Dar există coerență, mă tem că mai degrabă în această zonă. Au mai existat poziții coerente. Acum, nu știu dacă dezvălui un mare secret, dar împreună cu Horia Roman Patapievici, eu am scris un program al Partidului Național Liberal, care a fost în vigoare mult timp după ce ne și înjurau pe mine și pe Horia Patapievici ca intelectualii lui Băsescu de dat cu piatra în ei. Să nu intrăm în detalii. Daniel Popescu, Partidele Verzi, în ce parte le putem încadra? Nu că mai avem multe întrebări și n-aș vrea să... Partidele Verzi sunt o familie care în Europa este situată între liberali, ceea ce astăzi se cheamă Renew Europe, și socialiști. Deci verzii în spectrul european sunt ceea ce ar însemna, dacă vreți, centru stânga. Da? Dacă liberalii sunt în articularea generală centru dreapta cu popularii la dreapta, atunci ecologiștii sunt centru stânga, pentru că sunt între liberali și socialiști, în timp ce la stânga socialiștilor e extrema stângă. Sunt comuniștii, de care în România nu se vorbește. Da. Și nu e vreun politician care să se fi revendicat de acolo. Cătălin Gherasim vrea să știe dacă avem partide progresiste în România care promovează această doctrină. Păi, în mod explicit, nimeni nu spune sunt progresist. Progresist este o etichetă pe care au preluat-o adversarii, în mod particular ai USR-ului, pentru a-i denigra pe useriști. Dar useriștii n-au spus suntem progresiști. Și iarăși, n-au spus suntem progresiști și facem și trecem asta. Dar la USR, să nu creadă cineva că vreau să-i vorbesc de rău, pe nimeni nu vreau să vorbesc de rău de altfel. Useriștii au diverse programe, au făcut aici și acolo propuneri politice, în fine, au puțin miniștri acum și probabil că e mai relevant să ne uităm în Parlament ce fac aleșii acestui partid, dar nici ei nu le-au așezat sub semnul progresist. Deci progresist este folosit acum pentru a denigra pe cineva. Cum la fel conservator este folosit pentru a denigra pe cineva. Dar la nivel politic există această axă conservator-progresist? Se pot, în principiu, poți să așezi partidele pe această axă? Poți, evident că poți. Și aici și dintr-o perspectivă economică, și dintr-o perspectivă politică, și dintr-o perspectivă culturală, de pildă din perspectivă politică, un partid care vrea extinderea drepturilor e un partid progresist, în timp ce cineva care vrea să țină de peisajul drepturilor așa cum există ele în acest moment, cum au fost definite și consolidate de practici politice, e un partid mai degrabă conservator, nu? Că vrei să conserve o poziție. Deci nu vreau să înțeleagă faptul că doar asumarea etichetei te definește într-un fel sau altul. Există valori care sunt consacrate și care fac parte din acest repertoriu politic european și pe care îl vizitează. Și spuneam mai devreme, nu? Dădeam câteva exemple pentru a releva faptul că în unele cazuri peisajul de la noi nu se suprapune perfect peste acest peisaj. Nu? Spuneam, lupta împotriva corupției e în general asociată în plan european cu partide de stânga. La noi nu e așa. Dacă le spui PSD-iștilor lupta anticorupție, fac o lege și ordonanță 13 și ce mai fac ei, nu? Lupta anticorupției a fost cazată mai degrabă la dreapta sau la centru dreapta, cum s-au numit aceste partide. La fel, atașamentul naționalismul e în mod tradițional asociat cu dreapta. La noi naționalismul a fost asociat cu extrema dreaptă, cu PRM-ul, aliat în anii 90 cu un partid care era de stânga, FSN-ul, nu? Că ei au făcut acel ghiveci între 92 și 2000, în care aveau un partid condus de Oliviu German și Adrian Năstase și aliat cu Vadim Tudor și cu Funar, nu? Cu
Nu? Și naționalismul a fost cazat la stânga. Acum naționalismul a reapărut în tabere care s-au apropiat de o identitate conservatoare, dar mai degrabă o identitate conservatoare de import recent, nu o identitate conservatoare de tip secolul XIX românesc sau conservatorism interbelic. Nu sunt oameni care preiau conservatorismul așa cum se discută despre conservatorism astăzi în Marea Britanie sau în Statele Unite. Și acești intelectuali publici sau activiști în partide aduc înapoi referința religioasă în tabăra unei drepte conservatoare. Dar referința religioasă acum este cazată la PSD. Iertați-mă, dar campania electorală a început în curtea unei biserici cu Victor Ponta, n-a început cu vreun candidat al dreptei. Nu s-a dus vreunul dintre cei care au câștigat președinția și s-a definit la dreapta în curtea unei biserici în primul moment al campaniei. PSD-ul da. S-a Populismul unde îl putem situa, vrea să știe Daniel? Populismul peste tot. Avem și un populist de stânga foarte puternic și tabăra extremistă la stânga. Syriza, de pildă, partidul grec, Tsipras, Varoufakis, sunt extrema stângă, populistă până la capăt. Avem și un populism de dreapta semnificativ și cu energii conservatoare, și cu energii pur și simplu radicale, intoleranțe de tot felul. În opinia mea, acum cele mai puternice voci populiste sunt la extrema dreaptă, la AUR, și într-o mare măsură în PSD, toți cei care vin dinspre PRM acolo, pentru că există o recuperare a politicienilor PRM și a publicului PRM la stânga. Da. Cristi, aș vrea să închei cu două întrebări despre Europa. O întrebare pe care am primit-o în afara acestui chat. Ce rol au etica și integritatea în Parlamentul European? Care este limita compromisului? Da, trei elemente de răspuns. Unu, în Parlamentul European, imunitatea unui deputat în vederea judecării se ridică fără discuții. Am văzut rare ori personaje care erau privite ca niște extraterestri care să fie îmbrățișat al punct de vedere. Asta e foarte relevant din punct de vedere etic. Doi, problemele etice sunt cele mai complicate probleme și cele mai disputate. De la chestiunile legate de corp, la chestiunile de ordin intervenție într-un teatru, într-o dictatură, salvarea activiștilor pentru drepturile omului sau a ziariștilor, opțiunile legate de asemenea politici, despre care din păcate se discută puțin în România, sunt opțiuni etice extrem de complicate. Există dictatori cu care poți negocia și de la care poți obține liberarea unor oameni pe care au băgat în pușcării și dictatori cu care nu poți să negociezi și cărora trebuie să le faci scandal public. Și așa mai departe. Sunt multe teme etice. A treia observație. Compromisul politic este altceva decât compromiterea etică. Compromisul politic este un instrument fundamental în democrațiile de astăzi. Mai ales că, și ăsta e un lucru foarte simplu pe care îl poate vedea oricine, astăzi este extrem de rar pe teritoriul european să obții majoritatea la urne, să ai o majoritate pe care o fabrică cetățeni. Există două excepții în Uniunea Europeană. Una este Malta, unde avem un sistem bipolar perfect, cu două partide care fac 97% din voturi, și alta e Ungaria. În rest, în majoritatea țărilor, în quasi totalitatea țărilor, nu ai o majoritate fabricată la urne. Cetățenii nu-ți dau o majoritate și atunci ești obligat să construiești o coaliție, să negociezi, să pui la oaltă interese diverse. Drama noastră este aceea că noi nu avem o tradiție a dialogului și a compromisului politic. N-am avut nici înainte de al doilea război mondial, n-am avut așa ceva. La noi n-a existat compromis, au existat guverne monocolore, rare ori și în episoade de criză politică, guverne cu facțiuni care rezistau foarte puțin. Altfel, noi am avut o tradiție a guvernelor monocolore care erau stigmatizate la maximum de adversari. În comunism am avut ce știți, iar după 89 am avut rare ori curajul de a avea guverne de coaliție și capacitatea de a avea realmente guverne de coaliție. Nu?
spuneam cât de stigmatizat e cel dintre 96-2000, cu toate că e, după părerea mea, guvernul care a obținut două lucruri colosale. Deschiderea negocierilor cu Uniunea și opinia clară, poziționarea clară pro-NATO. Când am mai avut guverne de coaliție, am avut guverne în care un partid domina absolut sateliții, astea controlate de PSD, și iată ce avem acum. Ăsta e un guvern de coaliție. E ceva, e, ca instrument e prețios, să vedem dacă vor fi în stare să-l gestioneze. Deci, chestiunea compromisului politic nu trebuie judecată într-o cheie etică, pentru că compromisul politic nu înseamnă să cedezi în ordine etică, ci înseamnă să construiești o majoritate care atinge un maximum de interes public, adunând cât mai mult din societate în jurul tău. Ideea e nu să tranșezi având 50% plus 1 din voturile societății. Ideea e să ajungi la binele public construind mecanisme de decizie și de utilitate publică, nu-i așa, cât mai larg. Și într-un minut, maximum un minut, pentru că am ieșit deja din timpul pe care ni l-am propus. Ce mai înseamnă a fi astăzi european, Cristian Preda? A, pentru asta mi-ar trebui vreo 3 ani de zile, te explic. Cât mai e până la viitoarele alegeri europene. E ceva pasionant. Noi suntem europeni. Și ceea ce văd astăzi mult mai clar decât o vedeam acum 4 sau 5 ani este că în România avem tot mai mult sentimentul că suntem în interior. Foarte mulți oameni, chiar după intrarea în Uniunea Europeană și foarte mulți dintre politicieni, vorbeau despre Europa ca fiind în continuare o entitate exterioară. Nu? Când zici ce va spune Europa, ce zice Uniunea despre noi, ca și cum noi n-am fi înăuntru, nu? În ultimii ani, asta mi se pare extrem de prețios, tot mai multă lume se simte parte a Uniunii, simte că identitatea europeană decurge în mod natural din cea românească, nu mai e ceva câștigat, nu mai e ceva negociat, ceva... Că, de fapt, identitatea europeană decurge din identitatea fiecărui cetățean al statului membru. E ceva, ca să zic așa, natural de acum în ordine politică. Și eu cred că ne-am apropiat tot mai mult de acest sentiment, care e ceva într-adevăr rar. Emisiune surpriză, joi 1 iulie, da. Una viitoare. Cred că o să ne oprim aici, mai sunt întrebări evident, dar cred că am răspuns la foarte multe dintre curiozitățile celor care ne urmăresc. Cristi, cred că putem, Cristi Presură, cred că putem să tragem o concluzie după această întâlnire. Ea a fost mai mult decât binevenită și cred că a explicitat foarte multe dintre presupozițiile implicite ale multora dintre emisiunile noastre anterioare. Cred că ne-a ajutat să înțelegem un pic mai bine peisajul politic românesc și această istorie politică pe care noi avem în general multe dificultăți să o interpretăm. Istoria 30 de ani totuși e o istorie întreagă aici, nu? E deja un interval important din istoria noastră. Da, de ce ațipesc parlamentarii de 30 de ani, e firesc să ațipească. Așa. Poți să ne mai arăți o dată cartea? Da? De ce ațipesc, stai să iau așa, nu, de ce ațipesc parlamentarii, poți să o muți un pic mai spre mâna ta, așa, bun. Să vedem de ce ațipesc. 30 de ani, de aia o prezentez. Așa. Am avut nevoie de această discuție ca să rotunjească și să umple multe dintre locurile în care am discutat, în care ne-am întâlnit în această aventură noastră. Îi mulțumim lui Cristian Preda pentru efortul și pentru capacitatea aceasta de sinteză, pentru că nu e totuși ușor, adică trebuie să existe, îmi imaginez, o capacitate din această teoretică, academică, de a putea să adun la un loc această informație și să,
să prezinți sub forma unei sinteze ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă atât de agitată a istoriei noastre contemporane. Cristi Presură, dacă vrei să spui și tu o vorbă și să încheiem apoi. Da, ce aș putea să adaug? Cuvântul istorie deja sună ciudat pentru mine, pentru că ce s-a întâmplat acum 30 de ani, când eram foarte activ cu studenții acolo la București, a devenit acum istorie. Și mă bucur că Cristian mi-a explicat ce s-a întâmplat între timp și am înțeles mai bine ce s-a întâmplat între timp și în ce direcție ne-am dus. Și aș vrea să adaug și eu la ultima întrebare la care a răspuns Cristian. Ciprian, în anii 90, nu știu dacă noi visam vreodată că facem parte din Uniunea Europeană. În anii 90 circula acea idee că vor să ne lase deoparte, că europenii vesticii vor să trăiască cu bogăția lor și noi vom fi lăsați deoparte. Și circula acea carte a lui Huntington, dacă nu mă înșel, cu acest zid est-vest și noi vom fi de partea de est întotdeauna. Era oarecare spaimă. Și dacă mă uit acum, mă gândesc, Doamne, totuși, am fost în direcția bună, nu, Cristian? Am terminat în... Așa e, da, e clar și de asta eu recomand ceva mai multă măsură atunci când ne uităm la această istorie. Suntem tentați să continuăm pugilatul de care vorbeam cu cei care au fost activi în anii 90. Cred că trebuie să vedem această istorie și sub semnul reușitei, cum spui. Ca să pleci în Franța la studii, trebuia să stai câteva zile la coadă pentru o viză. Și nu erai sigur că o poți obține. Iar ca să poți pleca acolo, în fine, trebuia să ai o bursă, trebuia să fii doar în primii... au fost 250 de bursieri, doar 250 de studenți români au putut să plece la studii în 1990. Astăzi sunt în fiecare an mii, nu? Și e ceva pur și simplu la îndemână, nu există nicio barieră. Asta e ceva fundamental, nou și prețios. Da, aș vrea să te rog să rămâi puțin cu noi, Cristian. Da. Închid emisiunea și le urez tuturor celor care ne urmăresc o seară plăcută. Le reamintesc celor care vor să continue discuția că pot să intre pe Discord, www.discord.gg/presură sau cel care au aplicația de Discord. Acolo cel mai probabil se va continua această discuție sub formă de voce, veți putea să vorbiți în continuare. Eu nu știu dacă mă voi alătura, îmi cer mii de scuze că vin deja dintr-un alt live și când ajung în România, în general, mă cam rup de internet. Ciprian, seriile astea sunt speciale, adică le continui și din țară, dar așa sunt eu. Când vin în România, vreau să vorbesc cu oamenii, vreau să merg pe stradă. Mă înțelegi, nu? O seară plăcută la toată lumea și la revedere!